și să înălțăm numele Lui împreună. Aleluia! De ce pedeapsă n-am fi vrednici dacă după toate îndemnurile pe care le-am primit, nu numai că nu iertăm pe dușmanii noștri, ci mai și rugăm pe Dumnezeu să-i pedepsească și călcăm această poruncă ca și cum am vrea să facem în ciuda lui Dumnezeu, deși Dumnezeu face totul și nu precupețește nimic, numai și numai să nu ne dușmănim unii cu alții. Și pentru că rădăcina tuturor bunătăților este dragostea, Domnul stârpește tot ce o vatămă ca să ne apropie și să ne unească pe unii cu alții. Nu este nimeni, fie tată, fie mamă, fie prieten, oricine ar fi, care să ne iubească atât ca Dumnezeu, Cel ce ne-a făcut. Și asta se vede și din binefacerile pe care ni le face zilnic și din poruncile pe care ni le dă. Iar dacă îmi vorbești de supărările, de durerile și de necazurile pe care le ai în viață, gândește-te de câte ori păcătuiești față de El în fiecare zi și nu te mai mira chiar dacă vin peste tine necazuri și mai mari decât acestea. Ci atunci miră-te, atunci minunează-te, când te bucuri de vreun bine. Așa noi vedem numai necazurile ce vin peste noi, dar păcatele pe care le facem în fiecare zi, pe acelea nu le vedem, de aceea ne supărăm. Dar dacă am ține socoteală precisă de toate păcatele noastre pe care le facem numai într-o singură zi, atunci ne-am dat bine seama de câte păcate suntem vinovați. Dar să lăsăm la o parte pe celelalte păcate pe care fiecare le săvârșește îndeosebi. Am să spun numai păcatele făcute azi, deși nu știu ce păcat a săvârșit fiecare, dar atât de mare e mulțimea păcatelor, încât chiar cel care nu le știe precis pe toate, totuși poate înșira multe din ele. Cine din noi n-a stat într-îndăvie pe când se ruga? Cine nu s-a trufit? Cine n-a umblat după slava deșartă? Cine n-a vorbit de rău pe fratele său? Cui nu i-a trecut prin inimă pofta cea rea? Cine nu s-a uitat cu ochi pofticioși? Cine nu și-a adus aminte cu ură de dușmanul său și n-a făcut să-i se umfle inima? Dacă atunci când suntem în biserică, într-un timp atât de scurt, facem atâtea păcate, câte nu vom săvârși după ce plecăm de aici? Dacă în port sunt atâtea valuri, cum vom mai putea să ne dăm seama de noi înșine când vom intra în vâltoarea păcatelor, adică în piață, în treburile publice, în grijile casei? Totuși, Dumnezeu ne-a dat o cale scurtă și ușoară, lipsită de oboseală, ca să scăpăm de aceste păcate atât de multe și atât de mari. Într-adevăr, ce oboseală este să ierți pe cel ce te-a supărat? Ce oboseală este să nu ierți, ci să ții mai departe ura și dușmânia? Alungă din sufletul tău mânia ce o ai împotriva dușmanului tău și vei vedea câtă liniște ți se pogoară în suflet. Este foarte ușor, de ajuns numai să vrei. Ca să te împaci cu dușmanul tău, nu trebuie să străbați mări, nici să faci drumuri lungi, nici să treci munți, nici să-ți chinuiești trupul, ci e de ajuns numai să voiești și ți s-au iertat toate păcatele. Ce nădejde de mântuire mai poți avea când tu nu numai că nu ierți pe dușmanul tău, dar mai rogi pe Dumnezeu să-l pedepsească, când îl superi pe Dumnezeu tocmai atunci când cauți să ți-l faci îndurător, când iei chip de rugător, dar din gura ta ies urlete de fiară sălbatică și ascuți împotriva ta însuți săgețile celui rău? De aceea și Pavel, vorbind de rugăciune, n-a cerut nimic altceva decât paza acestei porunci, spunând, ridicând mâini cuvioase, fără mânie și fără șovăire. Dacă nu-ți lași ura și mânia împotriva dușmanului tău nici atunci când ai nevoie de mila lui Dumnezeu, ci atunci mai ales o pornești, deși știi bine că prin asta îți împlânți sabia în inima ta, când vei putea ajunge iubitor de oameni? Când vei putea scoate din tine veninul acestei răutăți? Dacă nu-ți dai încă seama de grozăvia faptei tale, închipuie-ți că te rogi de un om așa cum te rogi de Dumnezeu și atunci vei vedea cât de mare este insulta ce i-o aduci lui Dumnezeu. Închipuie-ți că s-ar apropia de tine, care ești om, cineva și ți-ar cere să-l miluiești. Apoi, pe când stă jos la pământ și te roagă aceasta, văzând pe dușmanul său,
ar înceta să te mai roage și ar începe să-l bată. Oare nu ți-ar spori și mai mult mânia? Gândește-te, deci, că același lucru îl faci și tu când te rogi așa lui Dumnezeu, că și tu, în timp ce te rogi, îți întrerup rugăciunea și începi să lovești cu cuvintele pe dușmanul tău și să insulți legile lui Dumnezeu, chemând în ajutor tocmai pe acela care a poruncit să nu urâm pe cei ce ne-au făcut rău și cerându-i lui să lucreze el împotriva poruncilor lui. Nu este oare destul motiv de pedeapsă că tu calci legea lui Dumnezeu, ci îl mai rogi și să facă asta? Oare Dumnezeu a uitat ce a poruncit? Oare este om cel ce a dat această poruncă? Este Dumnezeu, știe totul, vrea să îi se păzească cu toată scumpătatea legile lui. Departe de el de a-ți împlini cererea, dimpotrivă, îți întoarce spatele, te urăște și îți dă cea mai mare pedeapsă numai pentru că îndrăznești să-l rogi să pedepsească pe dușmanul tău. Cum îi poți cere să-ți facă tocmai ceea ce ți-a interzis cu strășnicie să faci? Dar sunt unii oameni atât de nejudecați, care nu blesteamă numai pe dușmanii lor, ci chiar și pe copiilor, și dacă ar putea, le-ar mânca chiar trupurile. Dar mai bine spus, chiar le mănâncă. Să nu-mi spui că nu-ți înfigi dinții în trupul dușmanului tău. Ai făcut un lucru și mai grozav, atât cât ți-a stat în putere, cerând lui Dumnezeu să pogoare asupra lui mânia cea de sus, să fie pedepsit veșnic, să se aleagă praful de casa lui. Blestemele acestea nu soare mai grozave decât mușcăturile, nu soare mai dureroase decât săgețile. Hristos nu te-a învățat aceasta, nu ți-a poruncit să-ți umpli așa gura de sânge. Limbile acestea sunt mai groaznice decât gurile mânjite de sânge omenesc. Cum poți să mai săruți pe fratele tău când te duci să te împărtășești? Cum te mai poți atinge de sfânta jertfă? Cum mai poți bea sângele Stăpânului Hristos când ai atâta otravă în suflet? Nu te deosebești de un ucigaș, dar mai bine spus, de o fiară care mănâncă oamenii când spui: zdrobește-l, Doamne, fă praf din casa lui, prăpădește-i tot ce are, când te rogi să vină peste el mii de nenorociri. Să punem dar capăt acestei boli, acestei nebunii, să arătăm dușmanilor noștri dragostea poruncită de Hristos, ca să fim asemenea Tatălui nostru celui din ceruri, și îi vom pune capăt dacă ne aducem aminte de propriile noastre păcate, dacă cercetăm cu toată luarea aminte toate păcatele noastre, cele cu gândul, cele cu fapta, cele din piață, cele din biserică, și suntem vrednici de cea mai grea pedeapsă, dacă nu pentru alt păcat, apoi pentru nepăsarea ce o arătăm cât stăm aici în biserică. Da, în timp ce profeții psalmodiază, apostolii cântă și Dumnezeu ne vorbește, mintea noastră umblă pe afară și aducem aici în biserică toată zarva treburilor lumești. Nu păstrăm în timp ce se citesc legile lui Dumnezeu nici atâta liniște, atâta tăcere, câtă tăcere păstrează spectatorii în teatre când se citesc scrisorile împăratului. În teatre, când se citesc aceste scrisori, se scoală toată lumea în picioare. Consulii, prefecții, senatul și poporul, toți ascultă în liniște spusele împăratului. Dacă în mijlocul acestei tăceri adânci ar sări cineva și ar începe să strige, fapta lui ar fi socotită o insultă adusă împăratului și i s-ar da cea mai cruntă pedeapsă. Aici însă, în biserică, când se citesc scrisorile cele din cer, este mult zgomot pretutindeni. Și totuși, cel ce a trimis aceste scrisori este cu mult mai mare decât împăratul acesta de pe pământ, iar adunarea de aici mai venerabilă decât adunarea cea din teatru. Aici nu sunt numai oameni, ci și îngeri, iar victoriile acestea, pe care le binevestesc scrisorile noastre, sunt cu mult mai mărețe decât toate victoriile de pe pământ. Din pricina asta nu suntem chemați numai noi oamenii și toți cei de pe pământ să le lăudăm, ci și îngerii, și arhanghelii, și popoarele cerurilor, zicând cu psalmistul: binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. Victoriile Lui nu sunt mici, ci depășesc cuvântul, mintea și înțelegerea omenească. În fiecare zi le propovăduiesc profeții, fiecare vestind în alt chip victoriile cele mari ale Lui Dumnezeu. Unul spune: suitu-te-ai la înălțime, robit-ai robime
și ai luat daruri întru oameni și domn tare și puternic în război, iar alt profet spune, va împărăți prăzile de război ale celor tari, că pentru asta a venit Hristos în lume, ca să propovăduiască celor robiți iertare și orbilor vedere. Pavel, dând glas de biruință asupra morții, zicea, unde ți este moarte biruința? Unde ți este iadule boldul? Un altul, binevestind iarăși pacea adâncă adusă de Hristos, spunea, vor preface săbiile lor în pluguri și lăncile lor în seceri. Un profet cheamă Ierusalimul spunând, bucură-te foarte, fiica Sionului, că iată împăratul tău vine la tine blând, călare pe asin și pe mânz tânăr. Iar altul predică a doua lui venire grăind așa, va veni Domnul pe care voi îl căutați și cine va putea suferi ziua intrării lui? Săriți ca viței cei slobozi din legături. Un alt profet, iarăși uimit și el de unele ca acestea, spunea, acesta este Dumnezeul nostru, nu va fi socotit alt Dumnezeu alăturea de el. Când auzim în biserică aceste cuvinte și altele cu mult mai multe, ar trebui să ne cuprindă frică și să nu ne mai socotim a fi pe pământ. Dar nu, ci ca și cum am fi în piață, facem zgomot și tulburare. Vorbim de lucruri care n-au nicio legătură cu mântuirea noastră și cheltuim în zadar tot timpul cât îl stăm în biserică. Deci când suntem atât de nepăsători și în lucrurile mici și în cele mari și în ascultarea cuvintelor lui Dumnezeu și în fapte și în afară de biserică și în biserici și când pe lângă toate acestea ne mai rugăm și împotriva dușmanilor noștri, de unde mai putem avea oare vreo nădejde de mântuire? Când pe lângă aceste păcate atât de mari, adăugăm și celălalt păcat groaznic, atât de mare cât toate celelalte la un loc, rugăciunea aceea nelegiuită, prin care rugăm pe Dumnezeu să pedepsească pe dușmanii noștri. Mai este drept dar să ne mai mirăm că vin peste noi necazuri neașteptate? Dimpotrivă, ar trebui să ne mirăm atunci când nu vin. Una este o urmare firească a faptelor noastre, cealaltă mai presus de cuvânt și așteptare. Este mai presus de cuvânt că mai avem parte de soare, de ploi și de toate celelalte binefaceri ale lui Dumnezeu, când suntem dușmani ai lui Dumnezeu, când îl supărăm și întrecem în sălbăticie fiarele sălbatice, deși suntem oameni și ne luptăm unii cu alții având limba mânjită de sânge de pe urma mușcăturilor făcute de semenii noștri. Și aceasta după ce ne-am împărtășit de la această masă duhovnicească, după ce am primit atâtea binefaceri, după ce am primit atâtea porunci. Gândindu-ne la toate acestea, să vărsăm afară din noi veninul, să punem capăt dușmăniilor dintre noi și să ne rugăm lui Dumnezeu așa cum se cuvine, în locul sălbăticiei demonilor, să luăm blândețea îngerilor. Oricât de mare rău ne-ar face nouă oamenii, noi să ne gândim la cele ale noastre și la răsplata împlinirii acestei porunci, să punem capăt mâniei, să potolim valurile ca să străbatem netulburați viața aceasta, pentru că ajungând dincolo, să dăm de un stăpân care să se poarte cu noi așa cum ne-am purtat și noi cu semenii noștri. Dacă drumul spre împărăția cerurilor este greu și înfricoșător, să-l facem ușor și de dorit, deschizând ușile cele strălucitoare ale îndrăznirii către Dumnezeu. Și ceea ce n-am putut reuși din pricină că păcatele noastre ne țineau departe, să o reușim prin blândețea ce o arătăm celor ce ne-au greșit, că nu-i nici greu, nici împovărător. Dacă facem bine dușmanilor noștri, vom atrage asupra noastră multă milă. Așa și în viața aceasta ne vom iubi toți, dar înainte de toți ceilalți, Dumnezeul Universului, ne va și iubi și ne va și încununa și ne va învrednici de toate bunătățile cele viitoare pe care să facă Dumnezeu să le dobândim cu toții, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin.